Soluțiile de amenajare ale spațiilor exterioare sunt multiple, dar astăzi vorbim despre niște elemente noi pe piața din România, dar cu tradiție pe piața internațională, gabioanele. Am lansat o altă colecție odată cu lansarea pe piața pavilionului de piatră și anume gabioanele. Sunt un produs foarte vechi la nivel internațional, un produs foarte folosit, dar în cazul pieței din România, mult mai rar întâlnită. Astfel ne dorim să creștem interesul pentru aceste produse și să le aducem în atenția consumatorilor. Gabioanele nu sunt o invenție recentă, chiar dacă au apărut în amenajările spațiilor exterioare particulare de la noi abia în ultimii ani. Acestea au fost și încă sunt folosite pentru a întări malurile râurilor din zonele muntoase, reprezentând o soluție trainică ce poate fi realizată din materiale ieftine la îndemână. Cu ajutorul gabioanelor, în acest moment se poate realiza aproape orice. Varianta cea mai clasică este cea a realizării de garduri sau de ziduri de sprijin. Pe lângă aceste două variante clasice, în ultimii ani, la nivel internațional, gabioanele au început să fie foarte folosite pentru amenajări de arhitectură, pentru amenajări precum băncuțe, mese, locuri de joacă, orice spațiu, jardiniere, coșuri de gunoi, orice mobilier sau orice decorațiune ar putea fi integrată într-o amenajare exterioară. Materia primă folosită în construcția gabioanelor este reprezentată de piatră de râu fixată într-o structură din plasă de sârmă. Sunt un produs foarte ușor și accesibil. Se realizează întâi structura metalică, sau mai bine zis, acea plasă de buzău sau plasă metalică, ce se îmbină în forma dorită. Sunt firme care pot realiza acest lucru la comandă sau în cazul persoanelor care au o predilecție spre amenajări sau spre partea tehnică, acestea pot fi realizate chiar și în propriul spațiu. E adevărat că o astfel de lucrare nu este ușor de realizat de către începători, însă dacă te numeri printre pasionații de proiecte DIY și mânuirea uneltelor nu ți este străină, cu siguranță vei reuși să realizezi o astfel de decorațiune pentru curtea sau grădina ta. Ulterior, după ce am obținut forma finală a gabionului, acesta se umple cu piatra dorită. De cele mai multe ori se recomandă varianta antichizată, adică acele pietre rotunjite, și varianta cu o dimensiune de la mică spre medie. Pietrele mari pot și ele fi folosite în astfel de amenajări, însă nu sunt cele mai uzuale. Aspectul cu siguranță este unul spectaculos, totuși varianta practică rămâne cea în care vom folosi o dimensiune maximă de 10 cm diametru a pietrei. Gabioanele sunt structuri suficient de solide pentru a susține acoperișul unei pergole sau unui foișor. De cele mai multe ori, gabioanele vin amplasate într-un spațiu exterior, într-un spațiu decorativ. Pot fi foarte bine mixate cu alei de piatră, cu pietriș din piatră sau chiar și cu acei pași japonezi, cu acele bucăți de piatră pe care le punem în grădină sau într-un spațiu verde pentru a călca pe ei. Avem o combinație foarte interesantă de metal și piatră. Cu siguranță, dacă vrem să obținem o rețetă și mai spectaculoasă, recomandarea noastră este să se facă și un mix de plante, de verde, astfel încât să obținem acel aspect foarte cald, foarte plăcut și în același timp practic. Și dacă nu știați, gabioanele au fost inspirate din arhitectura militară și sunt folosite frecvent pentru consolidarea malurilor de râu sau pentru construirea barajelor.